A citit fratele de aici, de la Luca, de la capitolul 16, în cuvântul acesta, era un om bogat, care avea tot ce îi trebuia pe pământul acesta și care se îmbrăca bine, mânca bine, nu-i lipsea nimica și care a murit. Și era și un sărac, care îi lipseau multe lucruri și el a murit. Și unul s-a dus în iad și altul s-a dus în rai. Bogatul se pare că s-a dus în iad, acolo unde este chinul veșnic, iar săracul s-a dus în rai, în fericire veșnică cu Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că săracii nu se duc în rai pentru că sunt săraci, ci săracii se duc în rai numai dacă îl urmează pe Dumnezeu. Pentru că poți să fii sărac, dar poți să fii rău. Poți să fii sărac, dar să fii adrag. Poți să fii sărac, să fii răutăcios, să furi, să curvești, să ai în inima ta gânduri urâte. Noi nu trebuie să fim ai celui rău, trebuie să fim ai lui Dumnezeu. De-aia e întrebarea, mă, al cui ești, ești al lui Dumnezeu sau ești al ăla rău? Dar prin faptele tale, prin gândurile tale, prin ceea ce faci, prin cum te comporți cu oamenii,